Început din cartea Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10 și 11, cuvânt care cred că vă este cunoscut. Pagina în Biblie 1208. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10 și 11. Citesc cuvântul Domnului și Domnul să ne binecuvinteze cu ascultare. Amin! Amin. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Amin. Vă rog să vă ocupați locurile. Mă bucur să fiu în seara aceasta, în după amiaza aceasta, împreună cu voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur să vă văd, mă bucur să vă pot sluji, mă bucur să putem sluji împreună. Doresc să mulțumesc lui Dumnezeu pentru purtarea de grijă care mi-a ajutat și mie și fratelui Marius de a-mi ajuns până aici, celorlalți frați. Mulțumesc și fraților pentru invitație, Domnul să-i binecuvinteze, să-i răsplătească. Și în seara aceasta aș dori ca Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă afară s-o lăsa răcoare, să vă încălzească inimile. Duhul Sfânt poate încălzi inimile. Duhul Sfânt poate cerceta inimile. Și am citit cândva o istorioară undeva în Rusia, acolo partea Siberiei, unde frigurile alea mari, au luat un creștin, l-au dezbrăcat în pielea goală și a spus acum, nu, să te scape Dumnezeu. Și l-au aruncat în zăpadă, în frig. Și a doua zi s-au dus, îl ia congelat, au spus, e congelat omul. A doua zi omul cânta și era liniștit. Chiar dacă afară era minus 30 de grade și frig, inima lui era caldă, pentru că în ea locuia Duhul Sfânt. Și mă rog ca Duhul Sfânt să vă încălzească inimile, să ne încălzească inimile, să ne cerceteze. Dar știți care e ideea? Nu stați, uitați-vă la noi ca la niște artiști sau ca niște spectatori. Noi împreună slujim în seara aceasta. Voi spuneți aleluia și glorie Domnului, rugați-vă pe scaune și spuneți Duhului Sfânt să vă atingă inima. Fie slăvit Domnul! Cu ajutorul Domnului în această seară, pentru că am citit cuvântul Domnului, păzește, e vorba de păzire, voi vorbi de marile pierderi ale vieții. Și aș vrea să fiți aici, să vedeți ce e cel mai important pentru noi, ce am pierdut și ce putem recupera. Și dacă n-am pierdut, ce putem păzi? Dumnezeu să ne binecuvinteze. 2017, mă bucur să vă văd. Mi-aduc aminte că acolo, pe holul acela, am trăit bucurii minunate. Și când am trecut pe acolo, vă mărturisesc în numele Domnului, aveam un sentiment așa de bucurie, de plăcere, de cercetare. Pentru că știam că ultima dată în locul acela m-am întâlnit acolo cu Domnul, cu voi. Fie slăvit Domnul! Și am zis, Doamne, dă-ne o seară mult mai binecuvântată ca aceea. Fie slăvit Domnul! 2017, am spus, am mai trecut ceva timp de când nu ne-am mai văzut, cu alții m-am mai văzut, ne-am mai văzut în țară, poate ne-am mai auzit la telefon, dar în seara aceasta suntem aici și îl slăvim pe Domnul. Amin. 2017 pentru mine e un an cu semnătate. De ce? 2017 se împlinesc 27 de ani de când m-am căsătorit. Slavă Domnului! 2017 se împlinesc 20 de ani de când am fost ordinat ca diacon. Slavă Domnului! 2017 se împlinesc 25 de ani de când m-a primit Domnul la el. Slavă Domnului! 2017 mi-a dat Domnul al cincelea nepot. Slavă Domnului! Și 2017 mă văd cu voi. Slavă Domnului! A spus că se împlinesc 25 de ani de când Domnul m-a chemat și m-a acceptat cu micile sau marile mele păcate. Și pe voi și pe noi. Și în seara aceasta aș vrea să-i spunem mulțumesc, Doamne! Mulțumesc că în toți acești ani ai fost cu mine, slăvit să-i fie nume. Și ca să vă aduc aminte de ce a făcut El pentru voi, vreau să încep cu o ilustrație. Se spune că într-o familie erau doi copii.
o fetiță de 12 ani și un băiat, David, pe nume, de 9 ani, orb, se născuse orb. Locuiau undeva la bloc, la etajul 5, și David, fiind cu tata în casă și cu surioara lui, spune tata: David, du-te și închide ușa de la balcon. Și David a spus: tată, sunt orb. Cum să merg eu la balcon la etajul 5 să închid ușa? Nu văd! Și tata a spus: David, tu nu mă asculți, atâta timp mă chinui cu tine. Dă-i drumul și închide ușa. Și copilul a luat-o pe lângă perete, pe unde știa că sunt obiecte, pe lângă pat, pe lângă masă. Cum de cum a ajuns cu frică și cu lacrimi și a tras ușa de la balcon, de la etajul 5. Era risc, orb. Se întoarce înapoi, sora lui le-a în brațe și spune: David, ai făcut ce n-ai făcut niciodată! Bravo! El spune: nu mă bucur. Cum nu te bucuri? Nu mă bucur, pentru că dacă tata mă iubea, nu mă trimitea să închid ușa la balcon. Dacă cădeam. Așa mă iubește pe mine tata. Nu mă bucur deloc. Ea spune: David, tata te iubește mai mult decât pe noi, pe toată lumea aceasta. Cum spui tu că mă iubește? De ce m-a trimis să închid fereastra? Și auziți ce îi spune ea: David, când tu ai făcut primul pas, tata era în spatele tău și mâinile lui te cuprindea și pe o parte și pe alta. Până în dreptul ferestrei a fost cu tine a ușii și s-a întors înapoi cu tine. Mâinile lui te ocruteau. Aș vrea să vă spun că de 25 de ani aceste mâini mă ocrutește pe mine și pe voi. Dacă azi de dimineață nu i-am spus mulțumesc, vreau să aud acum că îi spunem un mulțumesc. Mulțumesc, Doamne! O să-i spui mulțumesc că aceste mâini te-au ocrutit. Ai mers ca un orb. Trăiești ca un orb. Și totuși ele te ocrotește. E mare Dumnezeu. Aleluia. Mă uit la surori și le văd plângând. Săptămâna trecută la noi a venit în biserică un frate de la vreo 30 de kilometri de la noi și ne-a spus: veneam de undeva de la lucru și văd undeva la țară pe o bancă plus scaun de la poartă o soră tristă. Opresc mașina și mă duc la ea și îi spun: de ce ești tristă? La care ea începe să plângă și spune: uite-te la gâtul meu și uite-te și la ceafa mea. Ieri, pentru că m-am pocăit, bărbatul m-a bătut numai cu pumnii în cap. Am leșinat și după mult timp mi-am revenit. Și a zis că dacă mai rămân pocăită, mă omoară. Știi ce am făcut? Am luat funia, m-am dus în magazin în spate și mi-am pus-o de gât să mă spânzur. Am zis: decât să mă las de Dumnezeu, mai bine mă omor. În clipa când mi-am dat drumul la funie, de pe scaun m-am aruncat jos. Am 75 de kilograme, spune ea. Băiatul meu de 10 ani a venit și m-a prins de picioare și nu-mi dădea drumul să cad în jos. M-a ținut în frânghie un copil de 10 ani. Mi-a ținut greutatea corpului. Până când a strigat, d-a auzit alți vecini și a venit și o tăia funie. Vedeți că unii plătește prețul pentru a nu se despărți de Dumnezeu, pentru a-L păstra pe Dumnezeu. Ferice de voi care ați ales să plătiți prețul pentru El. Să știți că și ăsta e un preț, să stai în răcoarea asta. Și mulți alții plătesc mult mai scump prețul. O trecut zilele și miercuri seara am fost acolo în adunare. M-au invitat frații acolo. N-am știut cine e persoana aia. N-am știut nici care-i sora, nici care-i bărbatul care o bătea numai cu pumnii în cap. După ce am predicat, dar în timp ce predicam, ce vorbea Domnul, am văzut un bărbat la vreo 140 de kilograme, plin de lanțuri la gât, la mâini,
inele în degete. Undeva lângă perete, lângă fereastră, plângea ca un copil. Măi, ce-o fi făcut ăsta de plânge? Și apoi am făcut chemare. Știți cine a fost primul care a ieșit? El. Și-a spus, cine ești? Și frații mi-a spus, ăsta și-a bătut soția. Numai cu pumn din cap și-a vrut să o moare. Dar știți ce a visat femeia aceasta, sora asta, noaptea? Cu zi înainte, cu două zile înainte. Trebuia să plece în Franța și i-a spus Domnul în vis, tu du-te și când te vei întoarce vei primi o mare bucurie. Soțul ei l-a primit pe Domnul. Slăvit să fie Domnul. E mare Dumnezeu. Amin, aleluia. Slăvit să fie Domnul. Pierderile vieții. Și voi și eu am avut pierderi în anii vieții. Am uitat să spun că anul acesta împlinesc și 45 de ani. Chiar dacă arăt eu mai mult, ăsta sunt Dan de la Lăzărești și sanii mei. Vreau să vă spun ceva apropo de ani. Indiferent cum veți arăta, nu căutați să-i schimbați. Lăsați-vă așa. Că pui pe tine, că te aranjezi într-un mod. Tot anii ăia-i ai. Noi nu căutăm să plăcem oamenilor. Placem Domnului. Fie slăvit Domnul. Am spus că în acești ani, de când m-am născut și eu și voi, am avut pierderi în viață, așa-i? Eu mi-am pierdut tata când eram doar un tânăr. L-am pierdut, avea 60 de ani, m-a lăsat singur. Cu ani în urmă am pierdut o casă. Am avut pierderi. Alții mai mici, alții mai mari. Unii și-au pierdut copiii. Alții și-au pierdut casele. Vă aduceți aminte când în România, la Cluj, era unul, îmi scapă numele lui, Stoica, când se punea bani la Caritas. Și-au pierdut oamenii apartamente, terenuri, mașini, au vândut tot să pună acolo să câștige. Și-au pierdut. Și dacă v-aș întreba și pe voi, pe rând, n-ați avut cel puțin o pierdere în viață care să te doară? Bă, da! Unii și-au pierdut soțiile. Au rămas de tineri. Acolo la Suceava. M-am întâlnit cu frații acolo. A murit o soră de care a lăsat 10 copii și una care a lăsat 14 copii. Mari pierderi. 24 de copii orfani. E o pierdere. Alții își pierd soțul. Alții își pierd părinții, nu-s niște pierderi, iubiții mei. Alții mai pierd anii. Și astea-s pierderi. Pierderi care te costă și te doare. Mai e o pierdere, pierdere de timp. Mai e o pierdere, pierde vară. Sunt multe pierderi în viața aceasta. Dar în seara aceasta, aș dori împreună cu voi să vorbesc despre cele mai însemnătate pierderi din viață. V-am spus și astea-s pierderi. Dar pe lângă ce voi spune seara asta din cuvânt, astea-s mici. Că pierzi o mamă, că pierzi un tată, că pierzi un copil, că pierzi o casă, că pierzi bani. Astea-s minore pe lângă ce voi citi în seara aceasta. Și prima dată vreau să citesc împreună cu voi. Prima pierdere. Prima pierdere. În 2 Cronici, capitolul 34, versetul de la 1 până la 14, în jos, nu citesc,
spune că Iosia a ajuns împărat când avea 8 ani. A făcut ce este bine înaintea Domnului. Versetul 3 spune, în al 8-lea an al domniei lui, adică făcuse 16, a început să caute pe Dumnezeu. Și în al 12-lea an a început să curățească Iuda și Ierusalimul. Făcuse vreo 20 de ani. 8 ani când a ajuns împărat, 8 ani când a început să caute pe Domnul și la 8 și cu 8, 16 și cu 4, 20 când a căutat să facă templu, să facă casa Domnului. Și acum fiți atenți, versetul 14. Pentru că ei făceau curat în templu și vreau să refacă că se dărâmase, în clipa când au scos argintul care fusese dus în casa Domnului, preotul Hilichia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Și încep în seara aceasta cu prima pierdere. Asta e cea mai importantă și prima pierdere din viața oamenilor. Aș vrea să ridicați mâna care n-aveți o Biblie acasă. Dacă e cineva care n-are o Biblie, te rog să ridici mâna. Vă rog frumos, ridicați mâna care n-aveți o Biblie acasă. 1, 2, 3, 4. Deja sunt 4 mâini care s-au ridicat și au spus că n-au o Biblie acasă. E o pierdere. Acum mai pun o întrebare. Să ridice mâna cine n-a citit Biblia și ieri. Surorile, care n-ați citit Biblia și ieri. Frații, iubiților, cartea aceasta, dacă nu ai, o mare pierdere. Astăzi când am făcut check-in-ul acolo la aeroport, m-a întrebat polițaiul de la vamă, ce e acolo? Și am spus, am cea mai scumpă carte. Ce carte ai? Biblia. Aveți dreptate, domnule. Biblia e cea mai scumpă carte. Vă dau un sfat în seara aceasta. Care ați pierdut-o și s-a pus praful pe ea. Mergeți și căutați un dulap. Luați-o după portiera mașinii. Luați-o din mâna copiilor și luați-le pixul să nu mai măzgălească pe ea. Dai bani pe bibelouri. Dai bani pe cea mai scumpă marmură și gresie. Și ți-e greu să dai 2 milioane să ții cea mai frumoasă Biblie. Pentru că în ea este cuvântul vieții. Ea te salvează pe tine. Ea te mântuiește pe tine. Ea îți vorbește despre cel mai frumos dintre oameni. Și sfătuiesc pe cei ce au ridicat mâna. De mâine luați legătura cu frații. Sau sunați în România dacă ei n-au. Dar cred că au. Și făceți-vă rost de o Biblie. Pentru că ea are valoare că e cuvântul lui Dumnezeu. Un frate la noi a trecut o apă, avea o camionetă, Dacia Papuc, a trecut o apă și a scăpat vreo 2 metri așa adânc. Nu se mai vedea mașina. S-a dus-o la câțiva metri apa, au dat-o peste cap, alurile, și au scos-o pe mal până la urmă. Toată mașina era udă. A deschis torpedou și Biblia era uscată. Nu era atinsă apă de ea. Toate actele i s-au udat din torpedou mașinii. Dar Biblia a rămas intactă pentru că era cuvântul lui Dumnezeu. Fie slăvit Domnul! Fă-ți rost de o Biblie. Știți ce spune cuvântul Domnului? Au trecut aproape 20 de ani de când în templu nu se mai citea Biblia. Vă întreb,
De când ai mai citit Biblia? De când ai mai deschis o familie? Să-ți iei copilașul? Să-i citești un psalm? În loc să te uiți la o telenovelă sau la un film, să deschizi Biblia. Are 66 de posturi și vorbește despre tine și despre mine. Și ne-a spune că e oglinda vieții tale. Ea spune că este laboratorul lui Dumnezeu. Ea spune că este salvarea ta. Citește-o, iubitule! Nu lăsa să se pună praful pe ea. Dacă ți-ai pierdut Biblia, ți-ai pierdut cartea aceasta și altcineva ți-a luat timpul, mergi de mâine și începi și citește-o. Cine de aici vrea să facă o promisiune Domnului? Că de mâine va începe să citească Biblia în fiecare zi. Care ai curajul să faci asta? Doamne, ajută-mă și pe mine. Ajută-ne, Doamne. Mai întreb o dată. Și fiți foarte atenți la întrebarea mea. Și cei pocăiți și cei nepocăiți. Care de mâine promite că va citi Biblia aceasta, cartea aceasta, în fiecare zi? Aici Iisus. Și dimineața la 7 când te trezești, îți spune: sunt pe masă, hai să stăm de vorbă. De ce ți-e frică să te ridici mâna? Mă doare, vă mărturisesc în numele Domnului. Să n-ai curajul să ridici mâna. Să spui: da, vreau să o citesc în fiecare zi. În ciuda diavolului, în ciuda vrășmașului, vreau să o citesc în fiecare zi. Nu stai o zi fără telefon. Ce greu să scoți Facebook-ul. Fără Biblie cum poți să stai? Că ea ți-o salva soțul. Ea ți-o salva copiii. Ea a salvat lumea. Ea a salvat omenirea. Citiți-o, iubiților, că ea are viață. E cartea legii. Vă promit, care n-aveți Biblie, vă trimit din România. Și dacă e nevoie, vin eu cu ele și vi le aduc. Numai citiți-o. M-au auzit în seara aceasta. Fă-ți rost de o carte. Ai pierdut-o. Tinerii au pierdut cartea. Surorile au pierdut cartea. Cea mai scumpă carte și cea mai importantă, nu-i mai dăm valoare. Stă acolo pe mașină. Stă acolo în bibliotecă. Stă undeva cartea aceasta. Dar știți unde trebuie să stea? Pe masa ta. Să o deschizi în fiecare zi. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și în mod special pe cei ce ați pierdut-o și cândva ați avut-o, în seara aceasta să o recăpătați. Amin? Amin. Să-ți recapezi Biblia, să ți-o cauți. Slăviți să fie Domnul! Nu mai întreb, că sunt sigur că majoritatea aveți o Biblie acasă.
Sunt sigur că aveți o Biblie acasă. Dar mă rog la Dumnezeu. Mâine e prea târziu, începând din seara aceasta, să te duci și să cauți cartea legii. Știți ce a făcut Hilichia? A găsit cartea legii în casa Domnului și a dat-o lui Ștafan cartea. Ștafan a dus cartea înaintea împăratului și când a dat socoteală, împăratul a zis slujitorilor săi: tot ce este scris în ea, tot ce s-a poruncit în ea, să faceți. În cartea aceasta. Mai am un gând privitor la cartea aceasta. A sosit vremea. Și scurtă. Când împreună cu cartea aceasta, citind-o, te va învăța să te ferești de ispitele vieții, te va învăța să te ferești de greutățile vieții, te va învăța să te ferești de păcat. Nu știm pentru că nu citim, iar dacă vom citi și o vom iubi cartea aceasta, și mă rog la Dumnezeu ca tot neamul nostru țigănesc, toată România și în mod special Cremona, cum spunea fratele Ciucuraș, să fie o trezire prin această carte. Cartea aceasta trezește familii. Cartea aceasta mântuiește familii. Când au găsit cartea, au găsit-o după ani și ani și au spus: oi, plină de praf, e ruptă, e ruginită cartea aceasta. Și seara aceasta îmi spune Duhul Sfânt și cuvântul vă amintește: mergeți și căutați-vă cartea. Căutați cartea aceasta, Biblia. Luați-o, citiți-o, iubiți-o și împliniți-o și va fi ferice de voi. E o pierdere cartea aceasta dacă nu o ai? E o mare pierdere! Nu e important să o ai mare și cu cruce pe ea și să iei doar la biserică. Important e să o ai acasă, să o citești și să o porți și în inimă. Amin? Amin. Spunea David: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ce-ai strâns zilele acestea? Ai venit de atâția ani în Italia. Ai strâns. Și poți să mai strângi. Ai strâns și pentru tine și pentru România. Dar în seara aceasta Domnul spune: strânge mai mult cuvântul Lui. Caută să pui mai mult cuvânt în inima ta și va fi ferice de tine. V-am mai spus eu și o repet acum. O soră la București îmbătrânise și toată viața ei mergea pe metrou și dădea pliante. Vestea Evanghelia. Și când a îmbătrânit și a paralizat și nu mai putea merge, și-a angajat un tânăr și a spus: vii la mine pe fiecare săptămână și uite, eu îți dau 10 lei. Iei o sticlă pe care ți-o dau eu și te duci și o arunci pe lacul Herăstrău în București. Și tânărul acesta venea în fiecare săptămână, își lua 10 lei și arunca sticla pe lac. Într-o seară, un avocat se ceartă cu soția lui, asta îl dă afară din casă și spune: nu ne mai împăcăm. El de ciudă, știi ce spune? Mă duc eu o barcă, mă duc pe lac și mă omor. Ia barca, se duce pe lac. Când ajunge în mijlocul lacului, aude că în barcă, când să se arunce, aude o pugnitură, o bătaie în barcă. Se uită și spune: ai, dar o sticlă. Și când e gata să se arunce în apă,
mai lovești o dată sticla de el. Se apleacă curios să vadă ce-i cu sticla, o ia. Sticla era dopuită cu dop de plută, îi scoate dopul, în sticla era un bilet. Și pe bilet scria așa: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Când a auzit așa, l-a apucat Fiori, pe partea cealaltă, pe verso, pe bilet, era scris adresa femeii bătrână. Pentru că cunoștea Bucureștiul, povestea, m-am dus repede la ea noaptea, la 1, la 2, și am bătut în ușă, am apăsat pe sonerie și am zis: mai asta e adresa, aici trebuie să fie femeia asta care a aruncat sticla, că și-a pus adresa. Într-un târziu vine femeia, abia se mișcă, și el îi spune: de ce ai stat atât de mult? De când ba la ușă? Și ea spune: acum i-am terminat rugăciunea, pentru că azi am plătit un copil să arunce un bilet pe lac și m-am rugat ca cineva să-l găsească. E important cuvântul. Ce ai vestit săptămâna asta? Cui ai vorbit despre el? Robul Domnului, copiii Domnului, are o mare plăcere de cuvântul Domnului, de cartea legii. Nu știu care ți-e plăcerile. Să mănânci bine, să te îmbraci bine, nu-i rău. Să faci bani, nu-i rău. Dar de a avea plăcere, cum ai plăcere să faci bani, să citești și Biblia, ai fi tare. Mă spun eu că ai fi tare. Dacă ai avea plăcere cum îți cumperi haine, dacă ai avea plăcere cum te pregătești, cum te gătești, să ai plăcere și de Biblie, ar fi foarte bine. Dar numai că cineva vrea să ți-o ascundă, și începând din seara asta, sunt sigur că Duhul Sfânt te va convinge să te duci să-ți cauți Biblia. Să o citești. Surorilor, nu doar frații au voie să aibă Biblie. Și voi aveți voie să aveți Biblie. Nu să veniți să o predicați. Aveți voie să o predicați pe stradă și acasă. Să o citiți. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Prima pierdere este cartea legii. O, Doamne, trezește-ne. Trezește-ne, Doamne. A doua pierdere, și asta e mai dureroasă, aș vrea să citiți cu mine în Luca 2. Cu 41. A doua pierdere. Prima pierdere e cartea legii, Biblia, care au pierdut-o oamenii, și am văzut că în seara asta mulți de aici ați pierdut-o. Mergeți și căutați-o că vă va da viață. Și a doua mare pierdere este Luca 2:41. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelui. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce a trecut zilele praznicului, când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrurile acestea. O a doua pierdere, fără să o bagi de seamă. Au stat cu el la sărbătoare, s-au bucurat. Știți unde se pierde cel mai des Iisus? În mulțime. În lumea aceasta plină de păcat îl pierzi pe Iisus. Și mulți l-au pierdut. Dar aș vrea în seara aceasta să-l recuperezi. Să te întorci înapoi de pe el, după el. Părinții lui, care îl cunoșteau bine, au stat cu el, au crescut 12 ani. Și au 10, 20, 30 de ani la pocăință. Și după atâția ani l-au pierdut. E cineva aici în seara asta
care a fost pocăit și s-a lăsat, adică l-a pierdut pe Iisus în mulțimea aceasta. Vreau să-ți văd mâna, doar atât. Dacă cineva care a fost pocăit și s-a lăsat, și la surori, e cineva, și la frați, să-l pierzi pe Iisus. Pierderile vieții. Luna trecută, acolo lună și ceva, am fost chemat în Belgia. Am ajuns la aeroport la București, mi-am făcut check-in-ul și am întrebat polițistul de vamă. De la ce poartă am îmbarcarea? Poarta 20. M-am dus la poarta 20, am așteptat. Lângă poarta 20 era și poarta 21. Și am văzut că se adună oameni, aproape 200 de oameni, și am spus, ăștia sunt oamenii. Când a fost ora 6 fără 10, să deschidă poarta 20, la care eu așteptam, s-a deschis poarta 21. Și am spus, nu mai rămăsesem la poarta 20. Și am spus, nu mai eu zbor cu avionul ăsta. M-am dus, mi-am luat biletul și am spus, domnule, uite, ăsta mi-e biletul, mi s-a spus să aștept la poarta 20. S-a uitat pe bilet și a spus, dragule, ți-ai pierdut și avionul, zborul, și ai stat și la poartă închisă. Avionul tău a plecat de la poarta 26. A fost o pierdere? O mare pierdere. I-am pierdut avionul. Apoi m-am dus, am plătit alt bilet și la 5 ore mi-am luat alt zbor. Și când să mă sui pe scările avionului, mă controlez în buzunar, îmi pierd cheile de la mașină. Altă pierdere! Indiferent ce pierzi în viață, indiferent ce șoptește diavolul, nu te opri! Vine diavolul la urechile mele și spune, nu-i voia Domnului să te duci în Belgia! Ți-ai pierdut și avionul, ai dat iar aproape 200 de euro de-ai luat al bilet. Trebuie să-l plătești tu pe ăsta, că pe primul ți l-au plătit frații. L-ai pierdut, plătești. Și a spus, băi, problemă, plătesc. Când să mă sui pe scări, îmi pierd cheile. Mașina abia o scrisese. Mă dusese aproape 4.000 de euro. Și vine satana și spune, băi, du-te repede și toarce-te înapoi. Dacă îți găsește cineva cheile, ți-a mașina și pleacă cu ea. Și dacă nu ți-o găsește și nu-ți mai găsești cheile, te duce aproape 1.000 de euro să schimbi toate cuietoarele și cheia. Du-te înapoi. Și am spus, nu mă duc. Indiferent ce pierd, nu mă duc. Mă așez în avion lângă doi țigani bătrâni care mirosau și abia stăteai lângă ei. Și vine satana și spune, scoală-te și du-te acolo în spate, că-s două locuri libere. Și a spus, nu mă scol. Îmi iau un sandwich să mănânc și în timp ce mănânc, scoate bătrânul punga și vomită. Și spune satana, acum scoală-te! Pierzi locul ăsta! Și Domnul spune, dacă eu eram în locul tău, mă ridicam după scaun de lângă el, Dane. Și a spus, nu. Atunci iei punga, du-o la toaletă, șterge-l și stai lângă el. Ești gata să pierzi în viață? Sunt pierderi. Sunt pierderi. Dar în urma pierderilor avem și realizări. Pentru că atunci, în timpul acela, la trei adunări la care am fost, s-au pocăit 150 de oameni. Și când m-am întors acasă în București, polițistul de vamă a spus, domnule, uite-ți cheia! Să pierzi de toate, dar să nu-L pierzi pe Iisus. Știi când îl pierzi pe Iisus? Când alergi să faci mulți bani și nu mai ai timp de El. Când îți faci prea mult timp pentru tine și nu mai ai timp pentru El. Știi ce spune Domnul seara asta? Dă-mi și mie o oră din zi. Stai cu mine de vorbă o zi. Stai cu mine o oră dintr-o zi. Sfătuiește-te cu mine. Cheamă-mă pe mine. Ce ai pus în locul Lui?
Știți unde l-a pierdut părinții? În Ierusalim, în mulțime. Eu nu știu unde l-ai pierdut. Dar în seara asta vrea să spună că s-a întors. Este aici. Și vrea să te întorci și tu, părinții, după 3 zile. S-au întors și l-au găsit și au spus: O, Iisus, ce faci aici? Vă așteptam pe voi. În seara asta vă așteaptă pe voi. Ne așteaptă pe noi. Să-L găsim pe El. Auzi? Care l-ai pierdut în mulțimea asta din Milano, din Italia. Eu poate alții în România. Mergeți și căutați-l. Că viața fără El e tristă. Viața fără El aduce ceartă în familie. Viața fără El aduce despărțire între copii. Viața fără El aduce vorbe urâte. Viața fără El e moarte. Viața fără El e despărțire de cer. Viața fără El e despărțire de veșnicie. Și vă rog în numele Domnului, toți cei ce ați văzut filmul cu Iisus măcar o dată, acum împreună cu mine, închideți-vă ochii și gândiți-vă la cruce, cum a stat răstignit pe cruce pentru tine, cum din mâinile Lui curgeau sânge, erau bătute piroane, cum fruntea Lui era străpusă de spini, cum spatele Lui era străpus. Iisus a stat pe cruce pentru tine, ca să plătească un preț pentru tine, să-ți fie bine. L-ai primit într-o zi, ai făcut legământ cu El, te-ai botezat, dar L-ai pierdut. L-ai pierdut. Și dacă L-ai pierdut, poate acum stă la ușă și-ți bate. Te caută Iisus. E cea mai mare pierdere să-L pierzi pe El. Te-ai pierde orice. Dacă nu L-ai pierdut pe Iisus, n-ai pierdut nimic. Voi știți lucrul ăsta. Dar știți ce trist e? Când în familie nu mai e pace. Când inima nu mai găsește liniște. Îți dau un semn. L-ai pierdut deja. Și seara aceasta vrea să se întoarcă înapoi. Ideea e să te întorci, să-L cauți. Să spui: Doamne, vreau să mă întorc să te găsesc. S-au întors părinții și L-au găsit. De aceea în seara aceasta, haideți să recuperăm a doua pierdere. Prima e cartea legii, Biblia, pe care am pierdut-o. Dumnezeu vrea să o avem din nou în familie, din nou să o citim, din nou să ne sfătuim cu ea, din nou să o purtăm cu noi. A doua pierdere este Iisus Hristos, care L-ai pierdut, te-ai lăsat de El, cineva te-a făcut să-L pierzi. Lumea aceasta ți-a luat ochii de la El, banii, alergătura, nu știu ce. Întoarce-te înapoi în seara aceasta și spune: vreau să te recuperez. După ce și-a pierdut oamenii cartea, Biblia, și după ce și-au pierdut și pe Iisus, mai există o pierdere. Și asta e tare dureroasă. Pierderea inimii. Și știți unde o găsim? Luca 16:19. Pierderea inimii. Spune Biblia, nu mai citesc ca să nu pierdem timp. Era un om bogat. Și la ușa lui zicea un sărac, plin de bube. N-a avut pic de inimă pentru el. N-a avut pic de milă. Deci dacă ți-ai pierdut cartea, dacă oamenii și-au pierdut cartea, L-au pierdut și pe Iisus, își vor pierde și inima cât de repede. Și Domnul nu vrea să se întâmple asta cu tine. Adică omul e plin de bube, e bolnav, e sărac, e nenorocit. Dumnezeu L-a pus la ușa ta
n-ai pic de inimă pentru el. Luna trecută, unii din frații au fost la mine acasă. Stau la șoseaua națională. Oprește un microbuz în fața porții mele. Un maxi-taxi. Se dă jos o femeie disperată și spune așa: am venit să-mi dai bani. A spus, dar cine ești tu să-ți dau eu bani? Și a spus, omule, îmi trebuie bani. Eram în maxi-taxi, am primit telefon de la fata mea de la București, de la Fundeni. I-au mai dat doctorii că trăiește până dimineață. Vreau să mă întorc la ea că moare. Și a spus, știi cine sunt? Nu știu, nu mă interesează. Știi ce e cu casa aia de aici, de la drum, unde e adunarea? Dom'le, nu mă interesează cine ești. Nu mă interesează ce e cu casa aia. Dă-mi bani că moare fata. Niciodată n-am văzut-o pe femeia aia. Și nu știu dacă o mai vedea vreodată. I-am dat, dar înainte să-i dau, știți ce mi-a spus Duhul Sfânt? Dane, banii mei sunt la tine. Ai inimă pentru ea. Tu mai ai inimă? Mai e în inima ta viața? Mai e în inima ta puterea? A venit la noi duminică seara un frate care cunoaște o soră de la Sebeș Alba, bătrână, de 80 ceva de ani. Și a spus, frate, într-o seară am simțit cum a venit moartea la mine. Am simțit o umbră neagră cum se apropia de mine. Și în timp ce se apropia umbra, mi se lua puterile. Și a spus, sângele Domnului să te mustre. Avramie. Și umbra s-a apropiat și mai tare. Și a spus, sângele Domnului să te mustre. Și nu mai aveam grai, spunea bătrâna. Și la un moment dat a venit aproape la picioarele mele. Și n-am mai avut grai. Și a spus în gândul meu, sângele Domnului, Domnul te-a biruit. Și am rămas fără grai. Dar la un moment dat, spunea sora noastră, am văzut cum umbra aceea s-a făcut o baltă de apă la picioarele mele și s-a evaporat. Și a venit Duhul Sfânt, vas de lucru, i-a spus, știi de ce a plecat umbra? Nu pentru că ai spus sângele Domnului să te mustre, nici pentru că Domnul te-a biruit. A plecat pentru că în tine a găsit viață. În inima ta l-a găsit pe Iisus. În inima ta a găsit pace. În inima ta a găsit bunătate. Dragul meu, sora mea, care ți-ai pierdut inima, nu mai e milă în ea. Nu mai e bunătate. Nu mai e compasiune. Nu mai e iubire pentru cuvânt. Nu mai e iubire pentru Iisus. În seara aceasta, recuperează-te. Spune Apocalipsa 3 cu 20, iată, eu stau la ușă și bat la inimă. Deschide ușa. Să intru. Și Duhul Sfânt îți spune că și multe inime ale pocăiților s-au răcit. Multe. Inima rece. Inima de gheață. Inima de piatră. N-am venit să te judec. Dar am venit să spun ce spune Domnul. Că mi-e frică de el. Dacă aș fi să, fiu chemat să predic la cei mai răi oameni, la cei mai de jos, la cei mai nenorociți, merge și nu stați. Când vă cheamă, spuneți-le. Când vă cere, dați-le. Anul trecut în noiembrie m-a chemat o soră de la noi, fratele Marin, fratele Răzvan, care-s de la noi, o știe. O soră Leana, o soră bătrână de 82 de ani. A spus, spune-ți la fratele Dan să vină până la mine. Și prima săptămână nu m-am dus, că am fost plecat. A doua săptămână iar o trimis vorbă și a spus, spune-ți să vină. Nu m-am dus nici a doua. A treia săptămână n-am ajuns. A patra săptămână, în fiecare săptămână îmi trimitea vorbe. Spuneți-i, vă rog, să vină până la mine. A patra săptămână mi-am luat Biblia, m-am îmbrăcat și m-am dus spre ea. Când mai aveam vreo 300 de metri să mă apropii de ea, mă sună telefonul. Și un frate mă întreabă, ce faci, unde te duci? Mă duc la sora Leana, că mă așteaptă de o lună de zile. Și el a început să plâng. Și a spus, acum 15 minute a plecat la Domnul. Te duci prea târziu. M-am dus la ea
erau nepoții, copiii pe lângă ea, îmbrăcase, o pusese în pat și a spus, vezi că suntem aici, toți plângeau. Să nu faceți asta niciodată. Nu se uita la niciunul din noi. Ochii ei era pe ușă, pentru că îi spusese masar că ai zis că vii azi. Ce-o fi vrut să spună sora asta? Ce nevoie o fi avut și eu n-am fost acolo? Știți câtă nevoie e de noi? Câtă nevoie e de voi? A spus, Doamne, ajută-mă niciodată să nu mai refuz, să nu mai amân atunci când e nevoie de mine. Ce zgârciți am ajuns. Ce greu să dai un telefon. Ce greu să mai întrebi. Te cheamă, te așteaptă de atâta timp. Sunt suflete aici care s-au așteptat de atâta timp. Și nu te duci. Du-te acasă și du-te acolo. Te așteaptă, spun eu, te așteaptă. Și când îi vei deschide ușa, îi se va umple inima de bucurie. Nu-ți pierde inima! În seara asta, a treia pierdere mare este să-ți pierzi inima! Nu ți-o pierde! Recuperează-o! Dacă s-a stricat, pune în ea ce-i mai bun! Și ce să pui în ea? Pune cuvântul și pe Iisus împodobească-L gloria! Deci, dacă ți-ai pierdut sufletul, dacă ți-ai pierdut cartea, Biblia, pe Iisus, automat te pierzi și inima. Nu mai simți cu nimeni. Și a patra pierdere, și care vreau și să închei, este Luca 12. Un om îi rodise țarina mult. Mult. Și după ce i-a rodit țarina, a spus, suflete, bea și mănâncă, că ai mulți ani de trăit. În noaptea aceea a venit Domnul. Și a spus, dragule, în noaptea aceasta îți voi cere înapoi sufletul care ți l-ai pierdut. Câți oameni sunt cu sufletul pierdut? Deci dacă ai pierdut cartea, fără să-ți dai seama în mulțime, l-ai pierdut și pe Iisus. Și după ce l-ai pierdut pe Iisus, ți-ai pierdut și inima, nu mai simți nimic. Am întrebat oameni și să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa. Hai, nu mai vin, nu mai pot! Aș vrea, dar nu mai pot! Dacă în tine încă mai e o scânteie, n-ai pierdut-o de tot. N-ai pierdut-o. După ce oamenii își pierd și inima, le mai rămâne să-și piardă sufletul. Și odată sufletul pierdut, e o mântuire pierdută pentru veșnicie. E o veșnicie pierdută pentru totdeauna. Și indiferent ce-ar fi în lumea aceasta, aceste patru elemente de bază, Biblia, Iisus, inima și sufletul, să le păstrezi, trebuie toate la un loc. Nu poți doar unul. Fără cartea aceasta nu l-ai pe Iisus. Fără Iisus l-ai o inimă bună. Că inima spune Biblia că e rea și nespusă înșelătoare. Numai El o face bună. Și fără o inimă bună nu poți să ai un suflet curat. Că din inimă ies toate lucrurile. Cineva astăzi când vorbeam acolo la aeroport cu poliția acolo, nu mi-a fost rușine că am vorbit tare, s-au oprit oamenii în loc. Mi-a spus, da, domne, asta e cea mai frumoasă carte, dar să știi că Begali face multe din ea. Da, dar are gura rea, spune tot el. Și a spus, are și gura și inima. A spus, cum spui așa și inima? Păi din inimă vorbește gura, domnule.
se uită la mine și spune, bă, să știi că ai dreptate. Ți-ai pierdut inima, ți-ai pierdut gura, ți-ai pierdut și ochii, ți-ai pierdut și urechile, ai pierdut multe. Oamenii pierd multe. Pierzătorii aceștia sunt în familiile noastre. Și seara aceasta Domnul vrea să-i recupereze, să ne rugăm pentru ei, să postim pentru ei, să stăm înaintea Domnului. Oamenii cu suflet, cu inimă, cu carte, cu Biblie, ei stau tari în picioare. Nu pentru că ei sunt puternici, am spus, Doamne, sunt două mâini care te ocrotește, m-a auzit seara asta. Am spus de copilul ăla, două mâini care te ocrotește. Sunt în Irlanda anul trecut pe toamnă, aproape spre iarnă. Se ridică un proroc în picioare și îmi spune, așa vorbește Domnul, curând vei trece prin cuptor și valuri mari te vor lovi. Dar nu te vor înneca și nu te vor pune la pământ, că-s două mâini care sunt ridicate și te roagă pentru tine. San, aleluia! Ajung acasă, soția mea e sunată de mama ei și spune, hai la spital că tatăl tău a rămas orb. Mă duc la spital, socru orb. Și încep să-mi dau seama că a început furtuna. Mă întorc spre casă, mă sună băiatul, hai repede că ne-a luat foc casa. Început furtuna. Mă duc acasă, văd acolo ce-i dezastru. Și vă spun că săptămâna aceea, una după alta, au venit probleme. De-aș fi avut o inimă rea și fără să am cartea aceasta, aș fi fost un om pierdut. Dar cartea aceasta mă ține pe picioare, pe mine și pe tine. Domnul Iisus Hristos îți dă putere în necazuri. Vineri seara eram la o noapte de veche, într-o adunare de oameni simpli. Și printre noi e și o femeie de la București, o soră româncă. Și când începem rugăciunea, spune, stați un pic în fata asta de 9 ani. Cade în comă. Are astm. În fiecare zi îmi cade în comă. Și doctorii mi-au dat-o acasă. Am fost cu ea la toate spitalele din București. Faceți o rugăciune și pentru ea. Și apoi ne-a sunat săptămâna aceasta și a zis că începând din seara aceea, fata ei a fost vindecată de astm. E important să-L ai pe Iisus. E important să-L recuperezi. Care ai aceste lucruri, păstrează-le mai mult decât orice. Mai mult decât orice în viață. Cartea, pe Iisus, inima și sufletul. Pentru că spune Biblia, întoarce-te suflete la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut mult bine. Știi ce greutate are sufletul? Oamenii de știință au calculat și au spus, după ce un om moare și nu-i operat și nu-i lipsit nimic din el, doar și-a închis ochii și-a murit, lipsește 37 de grame din greutatea corpului său. Atâta greutate să aibă sufletul? Atât. 37 de grame de viață, de suflare. Nu e a ta, nu ți-a aparținut. Ți-a dat-o Dumnezeu, împodobească-L gloria. Și ăla e sufletul care l-a pus în tine, Duhul de viață, conștiința ta. În seara aceasta îl slăvim pe Domnul. În seara aceasta îl binecuvântăm pe Domnul, care a venit să ne cheme să ne spună, vino să-ți recuperezi cartea, ia-ți Biblia și citește-o, vino, ia-l pe Iisus și pleacă cu El să nu-L mai pierzi în mulțime, capătă-ți inima aia bună care din diferite motive s-a făcut rea și mântuiește suflet. Vreau să ne ridicăm. Fratele Marius să vină aici. Să-L aude pe Domnul așa cum simte El. Și în seara aceasta vreau să facem o rugăciune împreună cu frații lucrători, frații păstori, pentru toți aceia care au pierderi.
Și am spus, pierderile mari nu-i casa, nu-i soția, nu-i copilul, nu-i banii. Marile pierderii, cartea aceasta, Biblia. O mare pierdere este să-L pierzi pe Iisus în mulțimea vieții. O mare pierdere este să-ți pierzi inima. Și o altă pierdere este să-ți pierzi sufletul. Vreau să începem numărătoarea pentru Domnul. Dacă e cineva care și-a pierdut cartea aceasta și vrea să o recupereze, care l-a pierdut pe Iisus, în mod special cei ce ați ridicat mâna, aș vrea seara aceasta să ne rugăm pentru voi și vă chem aici în față să recuperați viața voastră, să vă recuperați sufletul, să vă recuperați inima, să vă recuperați viața. E seara pe care Domnul ți-a dat-o să-ți recuperezi inima, să-ți recuperezi sufletul, să-ți recuperezi viața. Ne rugăm pentru cei ce sunt aici. Nu noi îi mișcăm, Duhul Sfânt îi mișcă. Nu noi îi chemăm, Duhul Sfânt îi cheamă. Și seara asta, dacă sunt aici, îi invităm aici în față să vină, să primească pe Domnul, să primească mântuirea. Gloria îngeresc din cer s-aude cământ. Te așteptăm să vii la El, să-ți predai viața. Hai la El. În cor îngeresc din cer s-aude cământ. Te așteptăm. O păcătos te cheamă acum. Te cheamă acum. Vino la El. Hai la El. Hai, hai la El. Nu mai sta. Părere ție, Domn. Azi Iisus te cheamă. Vino la El. Nu-L refuza. Te așteptăm. Hai, hai la El, nu mai sta. Aleluia. Azi Iisus te cheamă. Vino, vino. Vreau să-ți închizi ochii, să vezi cum mâna Lui te cheamă în seara asta. Te cheamă să-ți recuperezi viața. Hai la El. Hai la El. Când sus la Calvar, Iisus și-a dat viața-n dar. De aceea te cheamă El. Aleluia. Prieten drag. Mărire ție în veci de veci. Urcând sus la Calvar, Iisus și-a dat viața-n dar. De aceea te cheamă El. Ai milă, Domnul. Vino, vino. Ai milă, Domnul. Glorie ție. Hai, hai la El. Nu mai sta. Azi te cheamă, Domnul. Azi Iisus te cheamă. Doamne, dorete. De torșii ce te-au pierdut. Pierderile vieții. Amin. Hai, hai la El. Nu mai sta. Azi Iisus te cheamă. Dură-te, Tată. Vino, vino. Glorie ție, vești de vești.